În această săptămână la Mapamond Creștin. Un raport exploziv, 50.000 de creștini în lagărele din Coreea de Nord, 3.000 yazidiți, femei și fete au fost date dispărute în Irak și milioane de musulmani chinezi în lagăre de concentrare, un asalt global asupra libertății religioase. Isus și Ramadanul. Musulmanii găsesc libertatea în Hristos. Acum ei se roagă cu pasiune pentru alții pentru ca și ei să vadă lumina. Dintr-un orfelinat din Siberia, ea a ajuns să câștige medalii de aur la Jocurile Paralimpice, însă cea mai mare provocare a sa a fost să se încreadă în Dumnezeu. Și de peste 20 de ani, organizația creștină Kids Romania se implică în evangelizarea copiilor și în sprijinirea femeilor. Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamond Creștin. Pentru milioane de persoane din întreaga lume, libertatea de a-și practica în mod deschis credința este un vis. Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională monitorizează lumea pentru a atrage atenția asupra acestei probleme. Comisia tocmai a publicat un raport cu privire la țările care încalcă în modul cel mai grav acest drept. Jennifer Wishen de la CBN vine cu detalii. Creștinii sunt persecutați în întreaga lume la un nivel nemai văzut de la primul secol al creștinismului până în prezent. China terorizează milioane de musulmani în timp ce viața merge mai departe. Cu un buget foarte mic anual, Statele Unite lansează această provocare comunității care luptă pentru drepturile omului și care reverberează în fiecare colț al lumii. Un raport anual exploziv despre situația libertății religioase din întreaga lume, realizat de Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională, vorbește despre o situație sinistră de proporții uimitoare. 50.000 de creștini sunt ținuți în lagărele din Coreea de Nord. În jur de 3.000 de yazidiți, femei și fete sunt date dispărute în Irak și 130.000 de musulmani se află în lagărele din Burma. 3 milioane de musulmani uiguri sunt în lagăre de concentrare din China. În primul raport întocmit de noi, cu 22 de ani în urmă, ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a făcut Partidul Comunist Chinez în acele vremuri comunității uigure. Însă lumea l-a ignorat. Acum regimul comunist lucrează la reprogramarea unei comunități întregi. Pe unii supun unor proceduri barbare, cum ar fi colectarea de organe. Ei promovează piața organelor de uiguri, în mare parte în rândul țărilor musulmane. Ei consideră, mai ales cele două religii, islamul și creștinismul, că reprezintă o problemă pentru supraviețuirea și existența a Partidului Comunist. Raportul identifică țări care îngrijorează în mod deosebit, 10 au fost numite deja de Departamentul de Stat. Comisia recomandă ca India, Rusia, Siria și Vietnamul să fie adăugate pe listă. Turcia, aliatul Statelor Unite, e considerată infractor de gradul 2. Nu le permitem să doarmă nicio noapte, noi strigăm cât putem de tare în mod bilateral din partea republicanilor și democraților pentru a ne asigura că pot face ce au ales să facă, dar nu o vor face pe ascuns. Comisia a precizat că pandemia a înrăutățit situația deoarece multe minorități religioase au fost învinovățite pentru pandemie. A venit vremea pentru creștinii să facă ceea ce apostolul Pavel a fost chemat să facă, să se roage pentru cei încarcerați, ca și cum ar fi și ei acolo. Comisia a încurajat administrația Biden să umple pozițiile vacante dedicate pentru a pune presiune pe țările care își persecută poporul. Nadine Maenza, de la Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională, a fost invitată lui Wendy Griffith de la știrile CBN pentru a discuta despre încălcarea libertății religioase în lume. Mai întâi, care e ideea principală a raportului acestui an? Se pare că toată comisia condamnă China. Vedem încălcarea drepturilor religioase la scară mare în China. Am văzut că au importat acest comportament al altor țări și i-au îndemnat și pe alții să-i urmeze. Acest fapt ne preocupă și de aceea am tras semnalul de alarmă. Avem un capitol special care vorbește despre influența Chinei asupra libertății religioase și asupra drepturilor omului din lume. Nadine, vă rog să detaliați puțin despre modul în care pandemia a fost folosită pentru a-i persecuta pe credincioși. Da, unele țări au dat vina pe ei pentru izbucnirea pandemiei. În India și Pakistan, mulțimea s-a întors împotriva lor.
Chiar și oficialii unor guverne i-au condamnat, spunând că au o legătură cu coronavirusul. Ne îngrijorează condițiile din închisori, unde se află prizonierii credincioși, și am cerut țărilor să îi elibereze. Spre surprinderea noastră, unele state ca Eritrea au eliberat prizonieri, deoarece sunt țări pe care le monitorizăm. Însă în altele, ca Iran, autoritățile ne-au refuzat. Iranul a eliberat 85.000 de prizonieri, dar niciun prizonier credincios. De fapt, au arestat mai mulți de-a lungul anului. Recent ați fost în comunitatea creștină din nord-estul Siriei. Care este situația lor și de ce ați vizitat? Sigur, nord-estul Siriei este un exemplu pozitiv în Orientul Mijlociu, unde nu sunt prea multe astfel de exemple. Vedem în continuare deteriorarea condițiilor creștinilor și a altor minorități religioase din țările pe care le monitorizăm în zonă. Însă Siria este un caz unic, deoarece administrația regiunii autonome din nord-estul Siriei a creat aceste condiții remarcabile pentru respectarea libertății religioase, unde creștinii, yazidiții, toată lumea poate să-și practice credința. Este neobișnuit faptul că ei își pot schimba credința. Am recomandat guvernului american să ridice sancțiunile, să recunoască acest guvern pe plan politic și să-i ajute în încercarea lor de a găsi o soluție politică pentru Siria. Ei au creat aceste condiții și mai mult, guvernul îi protejează. Chiar și în zonele arabe, unde au început să guverneze în ultimii ani, am mai văzut aceleași condiții favorabile. Am găsit că este important pentru mine să văd personal situația la fața locului, să înțeleg modul de guvernare și să văd creștinii și oamenii de alte religii că își pot practica credința. Este important să vorbim despre aceste zone și să luăm atitudine în favoarea lor. Bineînțeles, Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională s-a alăturat unui grup de critici care cere administrației Biden să crească numărul refugiaților. Nadine, de ce este atât de important și cine este afectat de acest număr limitat? America este locul perfect pentru mulți refugiați. Cred că oamenii nu înțeleg ce înseamnă să fii refugiat. Adesea sunt confundați cu migranții. Vin oameni la granița noastră de sud. Îmi pare rău pentru ei deoarece fug de sărăcie. Însă am întâlnit oameni care fug de persecuția religioasă, care nu se pot întoarce în casele lor și nu au unde să meargă. Noi avem oportunitatea de a le oferi un refugiu. Procesul de control este așa de dificil. Durează câțiva ani, însă acești refugiați nu au reprezentat o amenințare pentru securitatea Statelor Unite. E o înțelegere greșită. Există două moduri de a aborda problema. Locuri ca nord-estul Siriei pot fi un refugiu pentru minoritățile religioase, precum și regiunea creștină a Irakului. Aici oamenii se pot refugia în Orientul Mijlociu, însă sunt alte regiuni de unde trebuie să plece. E rezonabil să intervenim. Sunt oameni care vor să-i ajute. Sunt biserici care îi primesc. Există multă susținere în Statele Unite în această privință și astfel toată lumea câștigă. Și noi beneficiem de prezența acestor comunități religioase bogate. Credincioșii cu un trecut musulman împărtășesc cum au găsit credința în Hristos și speră că și alții vor descoperi adevărul. Acesta este scopul evenimentului de evangelizare organizat la sfârșit de săptămână și care se numește Isus și Ramadanul. Tom Doyle de la Uncharted Ministries ni se alătură pentru mai multe informații despre acest eveniment de evangelizare fără precedent. Tom, mă bucur să te văd. Spune-ne despre aceste 5 seri de mărturie și rugăciune. Va fi special, deoarece ei sunt foști musulmani, s-au întors la Hristos. O vom avea pe Emily din echipa noastră din Ierusalim și pe Josh din echipa noastră din Dallas. Îi vom întreba cum l-au găsit pe Hristos în Iran, în Bagdad, în Irak. Ei ne vor povesti despre experiențele lor și vor chema credincioșii din vest la acțiune pentru a le explica modul în care să-i evangelizeze pe musulmani și se vor ruga. Foștii musulmani se vor ruga la Dumnezeu pentru o trezire spirituală în rândul musulmanilor. Îmi place asta. De ce este important acest eveniment în timpul lunii sfinte a Ramadanului? Ultima săptămână este cea mai deosebită în timpul Ramadanului. Musulmanii îi spun seara destinului, noaptea puterii, când strigă la Dumnezeu, îi cer să se arate. Dumnezeul Islamului este departe, nu răspunde la rugăciuni. Ei strigă la El și ei vor ceva personal. Știi, Wendy, aceea este noaptea cea mai importantă a anului când Isus se arată musulmanilor în vise. Ei îl caută pe Dumnezeu și Isus răspunde cererii lor.
Ei rămân șocați și surprinși când un bărbat în alb le spune că îi iubește și că a murit pentru ei pe cruce. Tom, ai lucrat cu soția ta în Orientul Mijlociu timp de mai multe decenii. Vorbește-ne despre acești credincioși cu trecut musulman, al căror număr continuă să crească. Da, așa este. Cu 20 de ani în urmă am început să înțelegem acest fenomen, faptul că musulmanii au vise cu Isus. Ei nici măcar nu l-au căutat pe Isus. Ei l-au căutat pe Dumnezeul lor. Deodată Isus le-a apărut în vis. A fost ca o pandemie. Isus le-a apărut musulmanilor în vis. Ei au căutat, au mers pe internet, s-au uitat la televizor, s-au uitat la emisiunile voastre. Au ascultat emisiuni de radio, au găsit credincioși. Astfel, această săptămână este așa de importantă pentru ei, iar noi vrem să ne asigurăm că musulmanii sunt saturați cu rugăciuni și Dumnezeu va răspunde la acele rugăciuni. Este ceva unic. Veți avea mărturii de la musulmani care s-au întors la Iisus Hristos. Ei își vor spune mărturiile. Spune-ne cum le putem vorbi mai eficient despre Iisus. Cum pot telespectatorii participa la acest eveniment? Emisiunea va fi pe CBN, pe platforma voastră, pe platformele Uncharted. Dacă doresc, pot vizita ifoundthetruth.com, unde îi vor putea întâlni pe câțiva dintre invitații noștri la Isus și Ramadanul și pot auzi întreaga lor mărturie. Acestea sunt palpitante, sunt ca niște romane despre modul în care Dumnezeu i-a izbăvit de Islam și i-a adus în împărăția lui Dumnezeu. Este un parteneriat minunat între CBN, Uncharted și ifoundthetruth.com. Oamenii din întreaga lume se pot ruga pentru musulmani ca ei să îl întâlnească pe Hristos. Pe scurt, ne poți spune una dintre mărturia unui credincios cu un trecut musulman? Printre invitați vor fi băieți din Bagdad. Ei au crescut în Bagdad. Au fost prieteni cu Saddam Hussein. El a venit la ceremonia lor de dedicare. În timpul războiului, Saddam căuta să scape, iar ei nu aveau bani. Tatăl lor a plecat. Ei nu aveau ce mânca în Bagdad. Unul dintre frații din Bagdad a ieșit, s-a pus pe genunchi. Avea 5 ani și a spus: Doamne, dacă mă auzi, hrănește-mi familia. Un soldat american a trecut pe acolo în fugă, s-a oprit și l-a întrebat dacă se simte bine. Mama lui a ieșit și a spus că ei nu au ce mânca. Soldatul a spus că se întoarce imediat. El a venit cu un camion al armatei americane cu mâncare pentru 3 luni. Știi cine era? Era generalul Petraeus. El i-a salvat din punct de vedere fizic. Apoi, Isus i-a salvat mai târziu din punct de vedere spiritual. În acest an, la Super Bowl, a fost vorba despre mai mult decât doar despre fotbalul american. Au prezentat viața remarcabilă a unei atlete paralimpice în timpul campionatului și prezentarea a devenit foarte repede virală. Will Dawson de la CBN vine cu mai multe detalii. Jessica Long se confruntă cu o sarcină dificilă. Ea înoată de doar 2 ani. Văd deținătoarele de recorduri și îmi dau seama că mă depășesc. La un moment dat, la 50 de metri de zid, mi-am zis: nu am venit aici să fiu a doua. Jessica Long accelerează înainte de finish. Am atins zidul aproape în același timp. A trebuit să mă uit pe tabela electronică. Jessica Long trebuie să se întindă până la zid. A reușit un nou record la Jocurile Paralimpice. În acel moment am știut că am câștigat. În 2004, la vârsta de 12 ani, Jessica Long a devenit cea mai tânără paralimpică ce a câștigat o medalie de aur. De fapt, în acel an, ea a câștigat 3 medalii. Au fost în jur de 20.000 de oameni care au urmărit acea competiție. Am încercat să-mi trag sufletul. M-am bucurat că familia mea a văzut-o și abia mă aștepta să-i întâlnesc. Jessica s-a născut în Rusia fără oasele inferioare de la picioare. Din acel orfelinat din Siberia, ea a fost adoptată de Steve și Beth Long, un cuplu din Baltimore, Maryland. Ei au văzut o poză cu mine și cu un băiețel. E ceva special și incredibil, deoarece au simțit amândoi că Dumnezeu le-a pus pe inimă să ne adopte. La 18 luni, familia Long a luat decizia dificilă de a amputa picioarele Jessicai. Aceasta a fost prima dintre cele 25 de intervenții chirurgicale. Nu trebuie să-i spui unei fete fără picioare că e diferită. Am știut că sunt diferită. Nu am avut jumătate din corpul meu, însă am avut părinți incredibili care știau că Dumnezeu are mereu un plan pentru mine. Acel plan s-a materializat în apă.
În fiecare duminică, după biserică, am mers la bunicii mei și am petrecut timp cu ei. Aveau o piscină în curtea din spate și era mereu prima care intra în piscină și ultima care ieșea. La vârsta de 10 ani, Jessica s-a alăturat echipei locale de înot. În timp ce totul era în regulă în piscină, ea s-a întrebat de ce a făcut-o Dumnezeu diferită. Îmi amintesc că am fost cu adevărat supărată. Îmi amintesc că nu am vrut să aud de Dumnezeu. Treceam printr-o intervenție chirurgicală la fiecare 3 luni și nu am auzit altceva decât faptul că Dumnezeu m-a făcut așa. Iar mie nu mi-a plăcut asta. Acea supărare i-a stimulat competitivitatea. În 2006, la campionatul mondial din Africa de Sud, Jessica, în vârstă de 14 ani, a câștigat 9 medalii de aur. L-a învins pe înotătorul Michael Phelps și a avut parte de o recunoaștere mondială. Cred că înotul a devenit identitatea mea. La Jocurile Paralimpice din 2008 nu am avut randamentul dorit. Am fost deținătoarea recordului mondial la proba de 100 de metri braz, însă am câștigat medalia de bronz. Una dintre primele întrebări pe care le-am avut pentru părinții mei a fost: mă mai iubiți? Iar ei mi-au zis: ce tot spui acolo? Relația ei superficială cu Dumnezeu a cedat locul identității sale ca înotător. Cred că într-un fel am crezut că mă pot descurca singură și am reușit. Eu am fost cea care a trecut prin intervențiile chirurgicale. Eu am fost cea care a umblat pe 2 picioare protetice. Picioarele mă dor în fiecare zi. Nu am vrut să depind nici măcar de părinții mei, cu atât mai mult de cineva pe care nu l-am putut vedea. Am câștigat premii. Am mers pe covorul roșu în Los Angeles. Am avut parte de sponsorizări. În următorii 6 ani, Jessica a câștigat 50 de medalii de aur și a stabilit 18 recorduri mondiale. La Jocurile Paralimpice din Londra, în 2012, Jessica a înțeles că ceva îi lipsea. Am câștigat 6 medalii de aur, viața a fost minunată. Am făcut o reclamă pentru Coca-Cola. Mi s-au întâmplat așa de multe, însă am simțit un gol interior și eram neîmplinită, dar nu am înțeles motivul. Am realizat tot ce mi-am propus în domeniul înotului, am avut o carieră, cum de simțeam acel gol interior. De ce m-am simțit neîmplinită? În timp ce s-a antrenat pentru Londra, Jessica a participat la un studiu biblic pentru femei. Ea a știut că ceva trebuie să se schimbe. M-am săturat să fiu supărată, am obosit să duc această povară. Nimic nu mi-a satisfăcut sufletul și toată viața am auzit că Dumnezeu este Cel care poate să ne satisfacă toate nevoile. Într-o noapte de vară, în 2013, ea și-a predat viața lui Dumnezeu. M-am rugat cu o femeie pe care am cunoscut-o și am vrut să-i dau lui toată inima mea. Am vrut să mă rog. Nu am vrut să mai pun întrebări. A fost un moment deosebit. Știu că m-am predat lui în întregime și am fost ușurată. Am simțit pentru prima dată că fac parte din familia lui Dumnezeu cu adevărat. Simt multă mulțumire și iubire față de tot ce mi-a dat Dumnezeu. Sunt așa de mulțumitoare. În prezent, Jessica este căsătorită și se antrenează pentru Jocurile Paralimpice din Tokyo. Apare într-o reclamă Toyota Super Bowl și ca una dintre sportivele cu cele mai multe medalii paralimpice din toate timpurile. Jessica crede în abilitățile ei, dar este mai sigură pe identitatea ei. Identitatea mea este în Hristos. Sper cu adevărat că se poate vedea asta în caracterul meu sau prin comportamentul meu la înot. Știu că nu aș reuși fără Dumnezeu. Astfel mă încred în El. Când înot, îmi imaginez că El este lângă mine. Mă folosesc de talentul pe care mi l-a dat. Cred că împlinesc scopul meu și că El este mândru de mine. Fiecare atlet sau fiecare persoană a simțit că nu e împlinită, că ceva nu merge, că nu va fi destul, dar Dumnezeu este suficient. E foarte greu când ești singur, dar trebuie să știi că Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise și așteaptă cu nerăbdare să faci parte din familia Lui. Pentru prima dată după mai bine de un an, israelienii nu mai trebuie să poarte măști după ce guvernul a anulat obligativitatea purtării măștii în public. Copiii se întorc la școală și sistemul de educație al țării și-a deschis din nou porțile. Este bine pentru părinți. E bine să reintre în rutină, să-și întâlnească prietenii lor și să se întoarcă la orarul lor de la școală. E bine. Măsurile de relaxare au fost luate în urma vaccinării în masă în Israel. A fost una dintre cele mai reușite campanii de vaccinare din lume. Israelul va permite accesul turiștilor vaccinați în țară începând de luna următoare.
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu propune noi alegeri pentru a scoate țara din impasul politic. De data aceasta, în loc de alegerile parlamentare obișnuite, când israelienii votează liste de partide în loc de indivizi, Netanyahu dorește ca publicul să aleagă prim-ministrul prin vot direct. Publicul va alege prim-ministrul în mod direct, fără dizolvarea parlamentului. Criticii se opun ideii, spunând că Israelul a avut destule alegeri, 4 în ultimii 2 ani. Netanyahu a avut parte și de o mare lovitură când rivalii săi politici au câștigat un vot care le permite să aibă controlul asupra parlamentului până la formarea unui guvern nou. Netanyahu nu mai are mult timp la dispoziție pentru a forma un nou guvern. Miza a devenit mai mare în procesul de demascare dintre Iran și Ierusalim. Iranul a declarat că țara crește nivelul de îmbogățire a uraniului la 60%, la un pas tehnic de a ajunge la nivel de armă. Această știre a apărut după ce Iranul a acuzat Israelul că ar fi atacat situl nuclear de la Natanz. The Iranian decision to start increasing uranium to 60% is disturbing. It is, I think, a signal to Israel and to the world powers that it is not going to be deterred by attacks on its nuclear facilities. Iran is trying to increase its leverage in the talks in Vienna. Potrivit diplomaților din Viena, ei au făcut progrese pentru a reintegra Iranul în înțelegere. Israelul a declarat că nu va permite ca Iranul să aibă o bombă nucleară. Organizația creștină Kids Romania duce mesajul transformator al lui Iisus Hristos copiilor și femeilor din țara noastră. Asociația vine în sprijinul bisericilor locale prin diverse proiecte și prin formarea de lucrători dedicați misiunii de a-L face cunoscut pe Dumnezeu. Kids România este o lucrare creștină care investește în viața copiilor și îi conduce într-o relație personală cu Isus. Cu mulți ani în urmă, Jane Cunningham și soțul ei au venit în România pentru a se implica în evangelizarea copiilor. Dumnezeu mi-a dat o viziune să ajut pe copii, să nu fac eu lucrare, dar să ajute pe alți. Cum pot ei să lucrez mai bine cu copii? Copii care nu vin cu părinți, spune, și eu vreau să merg la biserică, eu vreau să cunosc pe Isus. O altă familie implicată în această lucrare este familia Portillo din El Salvador, un stat din America Centrală. Efren spune că dorința de a veni în misiune în zona Balcanilor a avut-o de la 13-14 ani. Dumnezeu a împlinit această dorință pe care eu am avut de 13-14 ani și de aceea noi suntem foarte interesați și foarte încântați în lucrare cu copii. De la început, misionarii au găsit în România oameni dornici să ajute copiii să-L cunoască pe Isus. Am început cu o tineră, Claudia, și un tiner, Chif, Florian Chifor, care mi-a ajutat. Noi am mers la weekendul, am mers câteva biserici și am început să traducem material din America. Dar după ce am tradus câteva materiale, am văzut, wow, trebuie să adaptăm așa de mult, să facem schimbare. De ce facem noi asta? Hai să scriem noi materialul. Potrivit lui John Cunningham, organizația vine în sprijinul bisericilor locale pentru a dezvolta lucrarea cu copiii. Și am ajuns aici în România și am văzut că multe biserici n-a făcut nimic cu copii, nu a lucrat cu copii. Multe biserici au spus, lăsați copiii acolo să nu faci zgomot, să nu intre aici copii. Sau dacă a avut ceva pentru copii, nu era nimic interactiv pentru copii. Și niciodată au invitat pe alți copii, era doar pentru copiii lor. Hai să ajutăm pe copiii noastre, dar cine se ocupă cu copii care nu au părinți creștini? În decursul anilor, Kids România a realizat programe cu scopul de a-L prezenta pe Iisus Hristos. Lecțiile biblice pentru copii reprezintă principalul proiect al organizației. Aceste lecții biblice conțin tot ceea ce are nevoie un învățător, de la captarea atenției și introducerea în tema lecției și până la ultima secțiune propusă de noi, anume activitatea practică numită de noi lucrul manual, precum și pagina de colorat. De asemenea, au fost organizate tabere tematice pentru copii și adolescenți. Am avut tabere de inițiere și de dezvoltare a abilităților lingvistice, în special de limba engleză și de limba spaniolă, dar și tabere de teatru,
precum și de dezvoltarea abilităților de leadership, dar aceasta a fost o tabără pentru adolescenți. În această perioadă de restricții din cauza pandemiei, echipa a fost determinată să-și adapteze programele pentru mediul virtual. Am avut o tabără pe platforma Zoom, o tabără de 3 zile, tabără virtuală, în care ne-am putut reîntâlni cu copiii și a fost o foarte mare bucurie și pentru ei și pentru noi. Și totodată din toamnă am început să producem și lecții video pentru copii atunci când s-au redeschis bisericile și am simțit nevoia de a veni în sprijinul acestora și de a veni în sprijinul învățătorilor de școală biblică pentru copii. Un alt program implementat în România este Castelul Regelui. Principalele obiective sunt evangelizare, ucenicizare, misiune, proiecte sociale. Și acest program este pentru copii, care cuprinde vârsta de la 9 la 12 ani. E un program de ucenicizare. Scopul este să devină copii, să facă lucrare de evangelizare în măsura cum el pot și chiar dacă poate o mică misiune. Totodată, Olimpiada Biblică pentru copii și adolescenți oferă o cale distractivă și captivantă de a motiva copiii să învețe adevărurile importante din Cuvântul lui Dumnezeu. Programul JBQ și ABQ începe la 7 ani, când copiii începe să citească, până la vârsta de 17 ani. Scopul Olimpiada Biblică, noi spunem, este să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă Olimpiada Biblică? Credința pentru o viață întreagă. Misionarii care au venit să lucreze cu copiii din România mărturisesc că l-au primit pe Iisus în viețile lor la vârste fragede. Și eu știu că Iisus a intrat în viața mea când am avut 4 ani și cu la 7 ani Dumnezeu mi-a chemat să fiu misionară. Eu am primit pe Domnul Iisus Hristos la vârsta de 9 ani, la vârsta de 13 ani, cum eu am simțit că Dumnezeu m-a chemat pentru lucrare de misiune. Departamentul Kids România este parte componentă a Asociației Adunările lui Dumnezeu din Statele Unite ale Americii. Emisiunea Mapamont Creștin se încheie aici. Dacă aveți vreo informație, ne puteți scrie pe adresa de mail info@alfaomega.tv. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru, pe paginile de Facebook și YouTube. Sunt Codruța Burghelea și până la viitoarea ediție, la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze! We'll be right back.